Won't Father tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. Oh, baby, Джаба стоишь, разгонулся без аска. Ну, бом, дальше. Bondage. De mult aștepta cu obiect numit. Uite că mi-au pus Oedip Fire de aici. Cât de tare e asta? Ha? Bine. Gel de transport și manipulare. Vreau să le citez acum un pic din paraziții. O să scot din pantaloni, manipulați-mă pe mine. Ce-am cuțit ăsta, dacă nu-l folosesc. H9R Action Camera. Camera. Am bateria de 1050, ok. Asta mă interesează, 180 pe 60, nu știu ce, e păcat. Handlebar mount. Helmet side, nu știu ce. Asta de ce e asta? De ce e așa? Ha? Bun. Deci, vedem ce avem aici. Pe ceva prindere, velcro, chestii pentru nu știu ce, 2G remote. Ah, da? Foto, video, record, da? Două chestii rotunde cu lipici 3M, încărcătorul. USB 1A 5W, asta e încărcător standard de telefon. Asta a doua, să vedem ce este. Da. Probabil că pe lateral, pe undeva, pe ceva, să pun. Nu-s de alea rotunde, concave, da. Da. Da? Pareți? Nu, adică una e dreaptă și una e curbă. Deci aia una e sigură. A, este ceva strângere de aia, nu? Asta e pentru handlebar. Uite că noi nu avem handlebar decât dacă punem pe deget, ce zici? Trici? Stai așa cu degetul.
Tu che là? Bene. Asta e tot o strângere, dar mai... asta e de fapt nu e strângere, e trecere de la pe 180 și asta e de la pe 90, vezi cum e? Super sexy! Nu facem aici mizerie, deși e o mizerie încă. Încă una! Asta e... Bă, dar câte chestii de-astea are, ceea ce e super tare. Deci una scurtă pe 90, una scurtă pe 180, una lungă pe 90. Mai este ceva? Asta e prinderea aia în croșeu, dar mică. Și prindere mare. Ne-am? Ne-am. Bine. Mai stres. Așa, asta e ceva. Ceva prindere și asta, dar unde se montează? Undeva se montează. Ah, cred că ar trebui să ai ceva de ăla. Să faci de alea, tip panorama. Asta e cutia. Asta e geamul de la cutie. Aici ai chestia, niște cable binder de asta și un... Da, totuși, un cablu de ăsta, știi, ca să securizezi camera, să nu-ți cadă în caz că, dar e că, de ce anume o prinzi pe lumea asta, că are numai două chestii cu lipici. Păi, ce sex este asta? Ceva chestii mici. Probabil astea sunt mari. Nu. Sunt depășit total de eveniment. Nu știu cum ar trebui să se prindă asta, dar cumva se va prinde. Vom vedea, sunt două de astea. Uite și o cârpă. O să ștergi. Ce? Si. Te plictisești. Really, nigga? Da. Da. Și noi ce facem bun pe lumea asta. Pe cablu se vede o calci. Și de să vezi, asta e camera. Asta e cutia. Cred că asta e cutia pentru waterproof, căcat cum a. Asta e cutia pentru non-waterproof, căcat cum a. Și atunci, iată. Acum, începem să ne prindem de smăcherii. S-am zis că n-are rost să stai jos. Au! Violența în familie, știi? Do you like what? Really, nigga? Știința mă depășește, drag. Bun, deci... Pe mountul drept. Așa, ia. Sexy, sexy. Îți dai seama că dacă astea funcționează și la GoPro, te scos în pana mea. Ai o second camera cu gros de căcaturi de genul ăsta. Astea costă o grămadă de bani la GoPro, cred că.
ocazie cu care vom testa și durabilitatea acestor obiecte. I see the light. Intră pe o parte și iese pe alaltă. Bun, cum desfacem camera? Eu n-am mai deschis niciodată camera. It's the first time. Oh, I popped my cherry. Îmi gândesc că n-are decât o singură poziție în care se bagă lucrurile. Luam manualul și știu. Wow! Nice! Fii atent că te învață aici. Nu să fiți plin studiat. Cum vrea asta să-mi pun? Deci. Aici ar mai zice un place la mine această idee. Îmi place această idee la mine. Dar această idee place mult la mine. El era fain că puteai să tragi un microfon. Dacă poți să aici face o poză. Dacă poți să aici face o poză. Apăs, am apăsat. Apăs aici. Apăs aici. Ok.
cărat pe asta? Nu. E cărat pe la om, ok. Aici, pe cap, așa? E aici a cărat că nu e prost, nu de obicei, nu văd că ăștia de ce este. Ok. Crește, dacă e. Ok, crește, așa, cumva, dar nu e. Asta nu are niciun loc drept, mă. Eu n-am încredere să lipesc asta, că se fac ceva. Dacă nu pun nimeni lipit sau altă de asta, nu e nici să... Pe playback time. Playback, poți să facă și o sută mută. Acum, stop. Stop și ești mai multe. Am pus o mai multe. Deci, cam asta a fost unboxing-ul. Să trească să ne gândim cum să facem montura asta aici și revenim cu idei. Până atunci o să văd și cum se aude, cum se vede, cum se simte acest video. Ah. Până acasă ce-ți ne mai omoară? Până acasă ce-ți ne mai omoară?
Oedip, dacă vrei să scapi de mine, că nu trebuie să zici. Asta a fost varianta 2004 la Quick Sister, știi? Deci... Există